Vasile Militaru, poetul martir care a pătimit pentru dreapta credință și iubirea de neam în închisoarea din Ognele Mari, a fost comemorat în orașul Ognele Mari prin ample acțiuni cultural-spirituale și artistice organizate de parohia Trăisar și primăria orașului Ognele Mari, cu binecuvântarea înalpreasfințitului părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului. Memorialul Vasile Militaru, aflat la cea de-a șasea ediție, a debutat la Monumentul Eroilor Martiri din Ognele Mari, aflat în localitatea Ognița. Statuia din bronz închinată eroilor și martirilor deținuți politici din perioada 1945-1989 și așezată pe locul fostei saline din Ognița, a fost concepută de sculptorul, pictorul și ziaristul Petre Cichirdan în anul 2004. Unul dintre simbolurile rezistenței anticomuniste din România, Ion Gavrilo Ogoranu, spunea, citez: comunismul a fost moșit în hrube ascunse de minți scelerate, a lăptat de forțe oculte, a crescut și a format și și-a pus în practică programul netulburat de nimeni, a guvernat și poruncit cum a vrut și a impus legile ce le-a voit, a mutat popoare pe alte locuri, a distrus naționalități, destine, culturi și vieți, a umplut jumătate din omenire cu lagăre și temnițe, crime și gropi comune cu sânge și lacrimi. Am încheiat citatul. Acesta este motivul pentru care ne aflăm prezenți și la ediția din acest an a unuia dintre evenimentele de suflet ale neamului românesc, Memorialul Vasile Militaru. Poate va fi ultima ediție, poate nu, dar vom vedea. Spun asta pentru că legea 217 din 2015, votată cu atâta ușurință de către parlamentarii ce se băteau cu pumnii în piept cu ani în urmă, ca o ca modele de viață și de conduită politică în nume de martiri ai rezistenței anticomuniste, au votat cu mâinile amândouă legea aceasta antiromânească, lege care, printre altele, interzice cinstirea marilor valori ale neamului. Din păcate, există printre noi, chiar și aici, oameni din categorii sociale diferite care nu cunosc sau cunosc, dar nu vor să accepte povestea vieții acestui martir, povestea închisorii de la Ognele Mari, povestea celor ce s-au stins în acest loc și în alte zeci de locuri din țară, pentru că nu au acceptat comunismul ca formă de viață. În numele locuitorilor orașului Ognele Mari, vă urez bun venit la acest important eveniment care comemorează suferința atâtor personalități ce au fost chinuite la penitenciarul Ognele Mari, uneori până la jertfa supremă. Alături de dumneavoastră, întreaga comunitate, aducem un buchet de sentimente smerite tuturor celor care au suferit în această închisoare. Nu pot să uit că a venit aseară mama din Sătucui de departe, sunt versurile lui Vasile Militaru care ne cutremură sufletul de orice vârstă. Fiindcă pentru fiecare dintre noi, undeva cândva dintr-un sătuc, uitat de lume, a venit o mamă care ne-a adus într-o trăistuță ceva merinde, cu dorința de a aprinsă de a-și vedea unde de lume, fiica sau ficiorul. Sătuiți-vă ca și cu dumneavoastră să fiți mamele și părinții de sacrificiu pentru reușita copiilor, pentru prosperitatea comunității. Vă doresc succes și voi fi alături de dumneavoastră cu toată ființa mea. Penitenciarul de la Ognele Mari, construit în 1838 ca închisoare pentru deținuții de drept comun, a devenit în perioada comunistă unul dintre cele mai dure centre de detenție din țară. Printre cei mai cunoscuți deținuți care au ajuns la Ogne pentru a fi reeducați se află Petre Țuțea, Petre Pandrea, Ion Caramitru și Vasile Militaru, poetul omagiat de câțiva ani de cei din Ognele Mari. Paradoxal, aici a fost întemnițat și Gheorghe Gheorghiu Dej, lider comunist. Acesta a fost eliberat din penitenciar în 1948.